E o nouă zi, soarele a răsărit. Sunt atâtea lucruri de învățat, povestit. Suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Spre o nouă provocare ne vom îndrepta, da! Chiar dacă ești mic, ești pitic, curajos, un explorator neînfricat și curios. Ei, suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Jocul nostru multe lucruri noi te va învăța! Rața. Bună, Ariciu. Bună. Ești pregătit să faci o baie? Aha, curățușcă. Oh, scuze, Ariciu. Eu am greșit. Vrei o altă rățușcă? O altă? Aha. Uite! Ce rățușcă frumoasă! Bravo, Țupa! Oh, nu! S-a udat! Așa este. Rățușca asta nu plutește. O rățușcă din prosop nu-ți va fi de folos în apă, Țupa. Nu e o rățușcă. Dar cel puțin nu se va uda. E grea. Iar o rățușcă e ușoară. Cauciuc? Cauciuc. Așa este, Ariciu. Pietrele nu pot nota. Cauciuc. 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 Am găsit cauciuc. Nici cizma nu plutește. Dar rățușca, da. Copilași, din moment ce rățușca plutește, poate va pluti spre voi. Nu poate, nu are apă. Ba este, este apa. Înnoată rățușca, înnoată! Rățușca mea! Mulțumesc, Țupa! Cu plăcere! Să înnoatăm! Da, rățușca ta, Ariciu, plutește frumos! Dar cine înnoată mai bine? Eu! Haideți să aflăm! Haide! Cauciuc. O minge de cauciuc. Sunt băltoace mari în curte. Mari băltoace, vor copii să se joace. Da, să se joace, toți ne-am pus cizmulițe frumoase. Nu se ură piciorușele noastre. Cauciucul sigur nu se udă. Prin băltoace hai să mai dăm o tură. Ce e acela? Un șiret? E un balon magic. Nu e un balon. Baloanele sunt mari. Cum ai făcut asta? Țupa, acesta e un balon de cauciuc care se poate mări. Cauciucul își tot schimbă formele. Poate fi mai micuț sau mai mare e. Sar pe minge liniștit fără să o spargi. Mingea va înțelege ce vrei să-i faci. Cizmulițele, picioare, ploaia nu ne udă tare. Baby Ricky, episoade noi în fiecare săptămână.
crocodilul. Bună, Ariciu! Unde te duci? Bună! La prieteni! Salutare! Să ne jucăm! Ce jucăm? Construim! Ne-am jucat deja! Cu mingea! Și cu ea ne-am jucat! Prinselea? Am jucat! Of, of, of! Oare ce ar putea juca copiii? Ariciu, tu ce crezi? Copii au inventat un nou joc și i-au dat un nume de crocodil. Crocodilul verde! Crocodil! Verde. Milu, ia spune-mi tu, ce este verde? Un pepene și castravetele! În pădurea mare verde, două broaște verzi clipesc. Unde iarba verde e, sub copac se odihnesc. Aici totul este verde, verde e. Cum se întâmplă asta? Aici totul este verde, verde e. Așa este vara. Pandi, ia spune-mi, Omida este verde? Și mărul e verde. Copacul e tot verde. Totul verde! Iarbă verde pe câmpii, frunze verzi sute de mii. Iar brăduțul, mereu verde e drăguțul. Aici totul este verde, verde e. Cum se întâmplă asta? Aici totul este verde, verde e. Așa este vara. Marea lui Pandi. Mă întreb, oare cine e aici? Bună! Pandi! Bună! Spune-mi, unde te duci? Aici! Înțeleg! Pandi s-a hotărât să stea la soare. La mare! Ce mare minunată!
Și ce covoraș frumos ai acolo, Pandi! E albă ca zăpada! Pește, 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 pește! Bună! Pește! Și un acvariu! Nu! Nu e acvariu! E marea! Marea! Uite, uite aici! Stai! Am uitat! Pandi! A fugit! Marea! Atunci peștele va fi o balenă! Balena, balena, balena. Balena? Balena e neagră. Ariciu, ai grijă! Vai! Un minunat covoraș de baie alb acum e negru. Pandi va fi tare supărată. Ce să facem? Să-l spălăm! Ce idee grozavă, Ariciu! Trebuie să spălăm covorașul. Nu mai e negru! Așa este, Ariciu. Covorașul nu mai e negru, dar nici alb nu este. Vezi ce s-a întâmplat? Acum este gri. Trebuie să-l spălăm din nou! Gri? Da, dar mult mai deschis. E tot gri! E gri, dar mult, mult mai deschis. Este neagră! Este marea neagră! Adevărata mare neagră! Nuanțe de culori. Verde închis. Verde. Verde deschis. Brăduțul este verde, da verde e. Și mărul cum e verde, da verde e. Încearcă acum să te decizi asupra verdelui deschis. Ce pom, e un verde mai închis. Cât de interesante sunt culorile. Culoarea e la fel. Diferă doar nuanțele. Roșu? Roșu! Roșu deschis, nu foarte gustos. Și asta? Roșu închis. Marea e albastră? Albastră e. Și cerul e albastru? Albastru e. Încearcă acum să te decizi asupra albastrului deschis. Care oare care-i mai închis? Cât de interesante sunt culorile. Culoarea e la fel. Diferă doar nuanțele, diferă un pic. Și încă un pic, dar doar un pic. Și iar un pic, dar sunt la fel. Diferă doar nuanțele. Vapor cu aburi. Bună, prințesă Grohi! Salutare! Ia spune-mi, ce faci tu în mijlocul mării? Probabil îl aștepți pe prinț. Da! Pe Milu! Bună, prinț Milu! Bună! Ești gata să înnoți toată marea? Nu! Nicio grijă, Milu! Ai nevoie doar de mijlocul de transport potrivit. Transport? Aia? Tu ai nevoie de ceva ce ar putea traversa marea. Barca! Milu, sunt aici!
E vreo problemă, Milu? De ce ești trist? Cu ce anume te-am putea ajuta noi? O pânză! Iar eu aici. Nu fi supărat, Milu. Doar că ai nevoie de un alt mijloc de transport. Ceva mai puternic. Mai puternic? Cum era țopa? Țopa, pot să iau coșul tău? Te rog mult. Bine! Uitați-vă la asta. Era o locomotivă. Iar acum e un vapor cu aburi. Cu aburi! Viteazul Milu și puternicul său vapor cu aburi au salvat prințesa. E atât de bine să ai prieteni și mijlocul de transport potrivit. Transport marin. Pe bărcuța mea cu pânze vântul bate neîncetat. Vapor imens cu aburi mi-a lăsat în urmă acum. Adun bun peste vai, înspre mai. Uite, o barcă! Așa e, Grohi, e o barcă cu vâsle. Poți să o recunoști după vâsle. E o barcă cu motor, nu are vâsle, dar are un motor foarte puternic. Bună, barcă cu pânze? Da, Grohi, o barcă cu pânze se numește chiar barcă cu pânze. Vaporașe și vapoare, bărci actor cu motor, merg cu noi, merg cu noi. Câte feluri de-a pluti, multe lucruri transportând. Asta ce? O insulă! Peste mari am ajuns. Toți la mari am ajuns. Râul. Bună, Ariciu! Ce faci acolo? Bună dimineața! Eu am un vaporaș. Oh, ce noroc că pârâul este îngust. Bună, Pandi! Bună! Ariciu, uită-te la mine! Am o umbrelă! Aha. Ariciu! Ariciu? Grozav! Umbrela mea! Ce este de făcut? Umbrela a zburat. Mă duc după ea. Ariciu, o să te uzi. Pârâul îngust. Îngust. Acesta nu este îngust. Da, nu pot sări peste el. E larg. Este larg. Cum putem ajunge pe cealaltă coastă? Dacă am putea trece peste... Peste pol!
Podul este îngust. Da, vei avea nevoie de un pod larg. Copii, ar fi mai bine ca azi să vă jucați împreună. Îngust și larg. Îngust. Marea este largă, largă tare, chiar e greu s-o treci în not. Așa pare, cu barca poate că vei reuși. Ai nevoie de amici să poți vâsli. Largă! Chiar nu e greu deloc, fiindcă poți oricând sări peste un pârâu îngust. Fiindcă poți oricând sări peste un pârâu ce e îngust! Îngust, larg. Câmpul e atât de larg, atât de larg, noi putem să-l traversăm ușurel. Fiindcă e atât de larg, atât de larg, fiindcă e atât de larg, larg, larg! Chiar nu e greu deloc, peste o potecă îngustă întotdeauna poți sări. Da, întotdeauna poți sări. Întotdeauna! Cu barca sunt prietenii noștri, Țopa și Ariciu. Bună! Salut! Micuții noștri, Țopa și Ariciu, se vor juca pe malul mării. Ce este? O barcă! O barcă! Cu barca. Prietenii vor să navigheze cu barca. Dar cum se vor urca în barcă? Priviți! Țopa are o idee! Țopa a găsit o scândură. Acum poate ajunge la barcă. Ba nu poate! Scândura e scurtă! Da, prea scurtă! Cum pot să ajungă pe barcă? Vom zbura! Vom sări! Țopa! Sunteți supărați? Da, supărați! Țopa, Ariciu, mai bine găsiți o altă... O altă scândură! Una lungă! Da, e destul de lungă să ajungă până la barcă. Și iată, astăzi ați învățat ceva nou, copii! Da, așa e! Ura!
scurt. Această scândură e lungă, iar aceasta e scurtă. Oh, urechi lungi! Oh, urechi scurte! Trenul-i lung, lung, lung și de departe-l vezi venind. Se apropie rapid, țiuind. După el apare îndată încă un trenuleț, dar iată, este scurt, are doar un vagon. Un morcov lung și un morcov scurt. Lung, scurt, lung. Este scurt. Este lung. Este scurt. Este lung. Este scurt. Lung, lung, foarte lung. Lung, lung, tot mai lung. Uite cât e de lung. Dar din lung se face scurt. Acum este mult mai scurt. Acum este foarte scurt. Lung, lung, foarte lung. Lung, lung, tot mai lung. Uite cât e de lung. Unul lung și unul scurt. Este foarte scurt. Unul lung și unul scurt. Unul scurt. Dacă ți-a plăcut, recomandă și prietenilor tăi.